partid. Că țineai un pic la partid, nici nu te înhămai la așa ceva, ce era pentru tine funcția asta. Sau îți dădeai demisia fără circul ăsta. Că așa mai află lumea. Ați mai pierdut 100.000 de alegători cu asta. Vă spun eu, oricât ar încerca televiziunile și slugile voastre să repare această dramă, nu se mai poate. A ajuns, a fost dată în vileag, o să vorbim despre ea până la sfârșitul anului. Este rușinos ce s-a întâmplat. Da, un partid de oameni mici, de nemernici, care și-a bătut joc de România, încă o dată o spun. Dar nimeni n-ar fi putut să conducă România mai din contra decât au făcut-o ăștia. Cu mai multă ură, cu mai multă ciudă. S-au înfruptat din tot ce au putut și au lăsat numai praf în jurul lor. Atât ai ducea capul. Da? Dar pe lângă asta, pe lângă faptul că erau necalificați și neciopliți, mai erau și răi. Puteau să fie niște proști molcomi, da? La locul lor, care au mai fost în istorie din ăștia. Care pur și simplu nu se pricepeau. Nu, tată, ăștia erau și răi. Și plini de ranchiună. Da, uite că până la urmă s-a spart buboiul, într-adevăr au căzut toți în toate direcțiile. Eugen Teodorovici ar fi deocamdată singurul care vrea să se ducă în instanță. Să conteste faptul că partidul a fost aruncat în decor și că el și-a pierdut funcția. El consideră că dacă nu vrea să-și dea demisia, nu poți să-l clintești de acolo. El consideră că PSD-ul e el. Da? Între timp a fost ușchit de la putere. Bun, deci spuneam de lacrimile Gabrielei Firea. Firea a luat cuvântul la un moment dat, asta era protocolul aseară. Veneai la microfon cu capul plecat, făceai mea culpa, deși niciun PSD-ist nu știe ce înseamnă mea culpa. Ziceai câteva vorbe meșteșugite, urai succes partidului, viață lungă, poate eventual înjurai PSD-ul pe Iohannis și agenturile străine. Și după aia îți depuneai mandatul, adică demisia, în cazul ăsta, din poziția de vicepreședinte. Când i-a venit rândul Gabrielei Firea, aceasta a bombănit și ea câte ceva, dar o prișan din public, exact ca în clasă, atunci când prostul clasei întotdeauna o îngână pe doamna profesoară sau pe tovarășa învățătoare, stă în spate, în rândul din mijloc, acolo unde sunt gecile peste el, ca să nu fie văzut, și după ce spune o grosolănie, mai trage câte o bundă sau câte o jachetă peste el, ca să nu vadă profesoara sau profesorul cine a zis. Deci asta făcea o prișan, lângă el mai râdeau câțiva proști de situația, da, și de umilința Gabrielei Firea, care ajunsese și ea să se spovedească în fața unor neciopliți. La un moment dat, bruiajul lui Oprișan a devenit atât de mare, încât Firea s-a oprit, a pus microfonul jos și a încercat să se explice. Ăștia au atras atenția că îi fac doar ceea ce făcuse ea alături de Florentin Pandele la adresa lui Marian Oprișan într-un moment iarăși de asta dificil. Marian Oprișan, evident că din asta trăiește. Dați-vă puțin la el. Un tip rancuinos, un bezmetic, un om care și-a bătut joc de județul lui, i-a lăsat pe ea numai nizmene de ani de zile, i-a făcut slugi pe toți și ăia și-au dat seama după ani și ani de zile că ăsta era ultimul nemernic. Da, praf și pulbere i-a făcut pe ea în județul Vrancea și acum se răzbuna pe Gabi Firea că așa-i făcuse și ea. Alături de Pandele îl boscorodeau pe el când era lui greu, Marian Oprișan. Firea a zis nu. Nu, eu n-am făcut asta pentru că nici n-aș fi putut să fac asta, Mariane, că de-abia ieșisem din spital. Au început să-i dea deja un pic lacrimile doamnei Firea. S-au mai potolit ei în fine acolo, Oprișan, când a auzit de spital, de medici, de Dumnezeu. I s-a făcut un pic frică, dar n-a trecut mult timp și până au terminat alți membri de declarat ce aveau de declarat, în momentul în care dădea să iasă, s-a întors și a răbufnit la adresa specimenelor feminine din PSD pe care le-a insultat ca la ușa cortului, după care, sigur că relatam, Gabi Firea a plecat, moldovan de la Bistrița și Zetea de la Maramureș, doi ardeleni așadar au sărit, au adus-o înapoi pe Firea, ăștia mai cucernici așa, probabil au fi spus, nu știe ce vorbește domnul Oprișan la mânie, el e un conducător foarte bun și mulțumim Dumnezeu că e alături de noi. Mai bine să-l avem cu noi în partid decât să fie adversarul nostru. Dar de data asta a greșit doamna Firea. Nu trebuia să vă ia chiar așa, că noi astăzi sunteți o doamnă. În adevăratul sens al cuvântului, cum sunt în general ipocriții de ardeleni, sunt și acolo foarte mulți ipocriți. E mai rău să fii ardelean ipocrit decât muntean ipocrit.
Deci te ferești, te ferească Sfântul de ipocrizia transilvaneanului, care atunci când vrea într-adevăr să fie culant și să-ți intre pe sub piele, este înfiorător. Ăsta aici în sud nu se pricepe parcă chiar așa. Îi vezi nemernicia mai ușor pe față. Și atunci îl citești mai devreme. Ăla este înfiorător. Îmi imaginez pe ăștia doi cum încercau ei să o readucă în simțiri pe doamna Firea. Spuneam, în acea cameră imediat a venit un smurd local, adică niște PSD-și dintre ăștia care, cum ar fi Trif, care erau disponibili în momentul respectiv, au readus-o în simțiri, l-au făcut pe Oprișan, după ce s-a prezentat însuși Marcel Ciolacu cu buzdoganul în mână, la un moment dat s-a deschis ușa și a intrat dita mai Marcel Ciolacu, avea un par în mână și l-a pus pe Oprișan să-și ceară scuze. Nu vreau să-mi imaginez ce a ieșit. Păi că doamna Firea l-a iertat pe Marian Oprișan. Marian Oprișan i-a pupat mâna doamnei Firea. Au fi fost niște scene de-astea de un haotic iremediabil, dar care n-au fost relatate până la capăt. După care a venit cearta, spuneam, dintre Fifur și Teodorovici. Foarte greu au reușit cei doi să fie despărțiți, întrucât Teodorovici l-a atacat cu maximă lașitate pe Fifor, acuzându-l la rândul pe acesta de lașitate extremă. O spuneam, Fifor a declarat tam nesam la o televiziune că domnule și-a dat demisia Teodorovici, spunându-o asta ca pe o faptă de vitejie a lui la adresa celorlalți membri, și între care a doamnei Dăncilă, de care se delimitase Fifor, și respectiva lui Teodorovici, numai că ăsta a auzit, s-a dus peste el și tocmai pentru că l-a văzut că vorbea la telefon, era ținut de o ziaristă la telefon, Mihai Fifor, a vrut să sară pe el să-l omoare. Evident că dacă acesta n-ar fi fost liber, Teodorovici nu s-ar fi dus peste el, că doar nu e curajos. Dar văzându-l că ține telefonul în mână și că e ocupat, îl putea plezni de la spate. Numai că se pare că n-a avut cu ce. Da. Martorii oculari pretind că la un moment dat a încercat să ridice un scaun, să-l pleznească în cap Teodorovici pe Fifor, cum am văzut în filmele cu Bud Spencer, când din scaunul ăla nu mai rămâneau decât surcele, dar cum încă o dată nu știe nici măcar să lovească Teodorovici cu altceva decât cu vorba, dar l-ați auzit atunci în dialog cu colega noastră cam cum se exprima. Ei bine, fix așa a făcut și cu Fifor, deci atunci a venit și a zis, parcă n-am fost eu, parcă momentele alea nu mi-am aparținut. E regretabil, desigur, eu nu sunt așa. Cum Dumnezeu să nu fii? Ați auzit ce spunea și Câțu ăsta de la finanțe? Era un Al Capone, avea dublu buget, era un fel de buget paralel acolo, a lăsat țara, nici măcar în izmene, a lăsat-o numai în budigăi Teodorovici. E bine, a scăpat Fifor până la urmă, dizolvarea a venit, Teodorovici a fost silit să plece, pentru că au găsit ăștia o chichiță, că dacă două treimi din membrii executivi, mă rog, cei care făceau parte din sfera asta cu putere, sfera de întâietate a partidului, pleacă sau se dizolvă, atunci toată șandramaua este la pământ, și ăsta a fost motivul pentru care l-au silit pe Teodorovici să plece. Un alt scandal, spuneam, Dragoș Benea, liderul PSD Bacău, și Dita Mai Nicolae Bădălău de la Giurgiu, da? Cei doi au avut un schimb de replici mai PSD-ist decât atât mori, adică nu există ceva mai PSD-ist. Prostul de Benea i-a spus incultului de Bădălău, mă scuzați, i-a spus așa, bă, din cauza ta, nenorocitule, am pierdut, că tu cântai manele și dansai pe diaspora, cum mi-a zis mie hosul Longin odată când l-am făcut cretin la televizor și le-am atras atenția că a ajuns în TVR, că era măsa acolo, și exact așa mi-a zis, cum i-a zis Nicolae Bădălău lui Dragoș Benea, te calc în picioare, mă. Exact astea au fost cuvintele lui Bădălău, care sigur, încurajat de rezultatele apocaliptice de la Giurgiu, asta i-a zis lui Dragoș Benea, măi căcatule, tu la mine te refer, te joc în picioare. Moment în care, evident, a intervenit Marian Oprișan, între timp scăpase din clinciu cu Gabi Firea, alături de el Radu Moldovan, era Moldovan, vi-l amintiți, și din sceneta anterioară, au venit să calmeze spiritele,
Vă reamintesc scena cu Anton Marin în 2017, deputat PNL, care l-a acuzat pe Nicu Bădălău de o bătaie la o nuntă. La mă, cazul a rămas în suspans, așa, în pioneze. Nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat. După care a venit clou-ul povestii, da? Eugen Teodorovici versus Marian Oprișan. Practic finala. Iar după aceste meciuri preliminare, ați văzut, am început de pe la optimi, am avut sferturi, semifinale, în fine, marea finală a clinciului de ieri în PSD a fost între Teodorovici și Marian Oprișan. Eugen Teodorovici, același Teodorovici, a declarat așa: dacă mă ridic, în trei pași sunt la tine. Practic te execut. Asta i-a spus lui Marian Oprișan, care a rămas mască văzându-l pe ăsta, dar văd că pe munte a priori Teodorovici, idolul tuturor femeilor chioare, dar nu numai din PSD, da? Era să se năpustească, să ni-l omoare pe Marian Oprișan, ce-ar fi scris Dumnezeule al de Ion Cristoiu? Să rupea Vrancea. Odată cu Marian Oprișan, ce mai rămânea din județul ăla? Cred că ar fi fost anexat de turci. Cine știe de cine, de tătari. Județul Vrancea, dacă nu mai exista Marian Oprișan. Dar totuși, pentru că suntem în Partidul Social Democrat și că aceste scene se întâmplau în Chiselef și nu în Kârgâzstan, nu s-a întâmplat nimic. A fost o furtună într-un pahar cu apă, niște ipocriți, niște troglodiți care abia n-aveau de nimic, afară de insultele astea clasice, de amenințări, te fac eu, de Facebook, ei n-au nimic în cap. Ei bine, dragi prieteni, din păcate, aici nu e niciun fel de mândrie sau niciun fel de dreptate la sfârșit, ăștia suntem. Ăștia conduc România de când ne știm. Pentru că de când ne știm noi, alte conduceri n-am avut. Între timp, e adevărat, s-au apucat de lucru peneliștii, sigur, ăsta e o veste bună. Și avem o informație care ne unge la suflet, mai ales că vine de la colega noastră, celebra Sorina Matei, este totdeauna bine informată când vine vorba de piețele de portocale sau de tot ce se întâmplă prin județul Prahova, dar sigur și din culisele politicii mai interesante, și vorbește de Raluca Turcan, prietena noastră, care mi-întindea mie mâna acum câteva zile spunându-mi: Raluca sunt. Pe care la plecare, când dădeam să intru în emisiune, mi-a spus așa, fatalistă, săraca, și a fost un pic milă de ea, știu că o să mă bălăcăriți în emisiune. Ata mi-a zis, am bălăcărit-o pe doamna Turcan mai des decât a fost nevoie. Dar uite că doamna Turcan n-avea grija mea. Nu mi-a dat niciun telefon, nu mi-a dat niciun mesaj să spună: domnul Banciu, asta ați fi potrivit aici. Nu, nu. A ales-o pe una Mititelu, Marinela Mititelu, de la Realitatea Plus, fost Realitatea TV, care probabil îi ținea isonul, așa cum a făcut și Rareș Ruj Roz, cum îi spune doamna Sorina Matei, Rareș Bogdan, da? Acel personaj sinistru al realității, ajuns astăzi al doilea om în PNL, Emine a luat-o pe Marinela Mititelu și și-a pus o slugă. Da? Alt jurnalist care trece într-o tabără de bandiți politici. Da? Deci n-a putut mai mult doamna Raluca Turcan, a ales-o pe una care neîncetat probabil îi cânta în strună la un post rahitic de televiziune, care n-a mai plătit impozitele la statul român de 10 ani. Asta a făcut Raluca Turcan, după ce i-am explicat aici, da? Sfura doamna Turcan, unde s-au dus banii aia? Eu ca Nica Leon pe vremuri. Când am văzut-o, am început cu înjurăturile, cu ce știam eu din ultimii 30 de ani, cât aveam la dispoziție 30 de secunde. Ea și-a păstrat calmul, mi-a zis că o cheamă Raluca și după aia a ales-o pe Mititelu asta, pe Marinela Mititelu. Fantastic, bă! Deci ăștia sunteți, domnilor și doamnelor din PNL? Păi fix asta spuneam doamna Turcan când am intrat atunci în emisiune. Că după ce erau șchetați pe ăștia din PSD, vă puneți dumneavoastră rudele, da? Faceți un bâlci aici, un Boston Circus Club, da? Vin ai voștri acum, da? Faliții voștri la putere după ce a scăpat de faliții lor. Ce mi-e mie Marinela Mititelu, ce mi-e Nelu Barbu, da? Ăla erau cu Nelu Barbu, nu astăzi cu Marinela Mititelu. Și aveați cloaca aia care se numea Realitatea TV, da? Și acum vă luați oamenii de acolo. Că n-ați fost în stare, adică a se citi, n-ați găsit pe nimeni inteligent care să facă parte din mârșăvia pe care o puneți la cale. Evident că nu.
Și atunci v-ați luat numai oameni de ăștia de joasă speță, care asta au făcut. Bă, dar ca jurnalist, ce jurnalist ești tu să te sune Raluca Turcan? Să rămână, doamna Mititelu, n-ați vrea de mâine să veniți să-mi fiți slugă? Să încărați geanta? Că ați văzut lista cărătoarelor de genți. Da, doamna Turcan, cum să nu viu? Viu, de mâine sunt acolo. Las Realitatea TV, dar știți, nu puteți pune o pilă la Realitatea TV Plus ca după ce mă dați afară de la geantă să mă întorc pe post? Ah, cum să nu? Marinela, pot să spun Mari? Mary, vă rog, Mary, scuză-mă. Și eu sunt de la Botoșan și îmi place să vorbesc englezit. Mary, eu sunt Ralu. Haideți, doamne, haideți să bem o cafea. Hai să începem cu o cafea. Așa, după cafea, poate luăm și o masă și... Cât e astăzi? E miercuri. Ne vedem lunea viitoare. Ne apucăm de treabă, Mary. Dar cum tu, ca jurnalist,